Nu se poate odată în viață să nu gătești plăcinta aceasta. E una care o să-ți rămână în minte pentru tot restul vieții. Am pregătit 1 kg de făină, adăugăm un pic de sare, un pic de zahăr. ml de apă, o lingură de oțet și o lingură de ulei. Și vom prepara un aluat simplu de tot. Obținem un aluat destul de elastic, dar îl las pentru 30 de minute, îl acoperim să nu se usuce, să se stabilească așa, să se odihnească aluatul, el iubește un pic să stea liniștit. Vom pregăti o cremă de griș, avem 500 ml de lapte, adaug 100 de grame de zahăr, dacă iubiți mai tot ce puteți adăuga mai mult, și vin acum cu 150 de grame de griș. Amestecăm continuu până se îngroașă. Acum adaug 2 ouă la final. Deci când s-a îngroșat grișul, adăugăm 2 ouă și le incorporăm în grișul fierbinte. Și acum vom lucra aluatul. Avem un aluat foarte elastic și plăcut de lucrat cu el. Îl împart în 5 părți. Un pic îl palinez ca să-mi fie ușor să-l lucrez. Avem nevoie de 250 de grame de unt. L-am împărțit în 5 părți egale, deci câte 50 de grame. Și îl păstrăm la congelator. Și acum vom lucra cu fiecare bucată de aluat în parte. Îl întind, nu foarte, foarte mult. Așa. Acum vom folosi la fiecare bucată untul. De-aia l-am dat la congelator ca să-mi fie ușor să-l dau prin răzătoare. Ca să-mi pot ușor lucra. La fel procedăm cu toate 5. Le întindem, ne străduim să fie cam aceeași dimensiune și le punem una peste alta cu unt între ele, exact ca la tortă. Și acum ne jucăm cu aluatul. L-am întors invers. Și începem să-l întindem cât se poate de mult. Și se pune umplutura pe mijloc. Și împăturim. Aici am indexat-o pit de la griș, dar nu e o problemă. Și cea ultima bucată de unt, deci avem 250 de grame în total, 200 le-am pus între aluat și ultima bucată o punem deasupra. Și la final presor un pic de griș ca să-i dea o crustă crocantă și merge la cuptor la temperatura de 180 de grade pentru 50 de minute, că avem mult aluat. Când o scoatem de cuptor, o dăm cu zahăr pudră după dorință. O porționăm după dorință. Mamă, ce crunchy e! Auziți cum se aude? Foarte, foarte, foarte. Nu cred că necesită cuvinte să vă zic cât de bună este. Doar aveți încredere și o testați acasă. După aia îmi lăsați comentariu să-mi spuneți dacă v-a plăcut.